Cartierul Schela a beneficiat de o mulțime de investiții în ultimii ani. Extinderea rețelei de gaze este aproape de final, astfel că locuitorii se pot bucura de condiții demne de un adevărat cartier de oraș. Lucrările din ultima perioadă în cartierul Schela au făcut din acest cartier un loc modern la standarde europene. Străzile, care vor fi asfaltate în primăvară, și rețeaua de gaze ce urmează să fie finalizată, sunt doar două dintre lucrările care vor facilita traiul pentru cei din cartierul Schela. Văd că lucrurile sunt întoi. Câte străzi mai aveți în momentul acesta? Cam câte? Două. Mici, înțeleg că da, sunt... Mici. Două străzi mici. Da, deci nu s-au putut lucra înainte de sărbători, că a venit vremea rea, ci cred că mâine, când terminați? Mâine sau poimâine cel târziu. Deci poimâine cel târziu. Și toată lucrarea este gata, finalizată în acest moment. Da. Au fost probleme? Nu. Nu? Mici probleme tehnice, cum sunt de obicei. Da. Oricum v-ați mișcat foarte repede. Când ați început noastră lucrarea? Când am început în... În noiembrie, nu, cred. La sfârșitul octombrie, parcă. Da. Deci 26 de străzi. Extinderea rețelei de gaze este aproape de final. Se estimează că la sfârșitul acestei săptămâni se vor finaliza complet lucrările la rețeaua de gaze, care măsoară peste 8 km lungime. Se lucrează intens pe strada Răscoalei, fiind ultimul tronson de gaze. Primarul Marius Creciu s-a prezentat astăzi pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acesta a primit asigurări din partea constructorilor că lucrările se desfășoară cu pași repezi și vor fi finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni, locuitorii beneficiind de condiții ridicate de trai. De asemenea, primarul a precizat de ce nu se poate investi în anumite zone din Drobeta Turnu Severin în ceea ce privește rețeaua de gaze. Cu toate astea, este bucuros că s-au putut aduce modificări cartierului Schela, de care acesta este responsabil. Terminăm extinderea rețelei de gaze în Schela, după cum am vorbit cu constructorul, cel târziu poimâine, adică azi e miercuri, vineri, termină și ies de pe această lucrare. Vorbim de o lucrare de extindere a rețelei de gaze de peste 8 km, începută în sfârșitul lunii octombrie, terminat acum. Vreau să vă spun că oamenii s-au mișcat foarte repede. În acest moment, în afară de calea Timișoarei, unde căutăm o soluție din punct de vedere tehnic și e posibil să venim cu o rețea aeriană, tot cartierul Schela are rețea de gaz. Sunt certat, să zic așa, și întrebat de cetățenii orașului de ce în Schela se poate și în Severin nu. În Severin nu se poate pentru că există o firmă ce are concesiunea rețelei de gaze și legea nu-mi permite mie primăriei să intru și să investesc în aria de concesiune. Schela, Banovița, Apolodor, Walter Mărăcineanu, cartiere noi formate după anul 2000 și nu sunt în o parte din ele, dar o parte n-au venit în area de concesiune a firmei care se ocupă în acest moment și îmi permite mie legea să vin să investesc noi ca primărie. Și în acest moment am investit. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, informează cetățenii că este necesar să se racordeze la rețeaua de gaze imediat după finalizarea acesteia, deoarece în primăvara ce urmează vor începe lucrările de asfaltare a străzilor care au suferit modificări în prezent. Valoarea proiectului prin care toate aceste obiective au fost posibile este de aproximativ 14 milioane de lei. În primăvară, după ce terminăm cu rețeaua de gaze și în același timp fac un apel și prin intermediul dumneavoastră, îi rog pe cetățenii din Schela, care în acest moment au rețeaua de gaze la poartă, o să îi sprijinim și noi primăria, o să le transmitem câte o scrisoare în care le dăm toate datele, trebuie să se racorteze la rețeaua de gaze. Pentru că în primăvară, atunci când vremea ne va permite, o să venim și asfaltăm aceste străzi unde am lucrat la rețeaua de gaze. Ori dacă asfaltăm străzile, nu o să mai putem permite timp de 5 ani de zile să le spargem și să cineva să se racordeze la rețeaua de gaze. Deci, repet, este important să demareze procedura de racord la rețeaua de gaze
pentru că noi, primăria, venim, avem banii pregătiți, venim în primăvară când vremea ne va permite să asfaltăm aceste străzi. Și odată cu asfaltarea acestor străzi terminăm tot ce înseamnă cartier Schela, ce avem noi în proprietatea primăriei, rețea de apă, rețea de gaze, canalizare. Străzile, asfaltarea străzilor e un proiect undeva în jurul sumei de 11 milioane, rețeaua de gaze a fost undeva în jurul sumei de 2 milioane și jumătate. Deci 14 milioane de lei investite în Schela, pe gaze și pe asfaltarea străzilor. Asfaltare care urmează, repet, după ce vremea ne va permite. Datorită implicării active și a responsabilității primarului Marius Creciu, locuitorii cartierului Schelei beneficiază acum de rețea de apă, canalizare și rețea de gaze, care le oferă un confort sporit celor care locuiesc în acest cartier.